lăudăm că ai pus în noi dorința să te căutăm. Păstrează sufletul curat, umblă în teamă de Dumnezeu. Dacă vei umbla până la sfârșit, vei ajunge ce și am citit din cartea Apocalipsei. Cine sunt aceștia îmbrăcați în haine albe? Și se răspunde acolo, ei și-au spălat hainele în sângele mielului, de aceea stau înaintea lui Dumnezeu. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos. Au trecut 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos este același, iarbă este multă, apă este, botezători sunt, cerul este deschis și împărăția Domnului este aproape. O, cât de minunat El m-a mântuit, ce minunat! Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cum îi facem? Predicăm Evanghelia și botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Așa veți fi astăzi botezați. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Da? Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să te întreb, pentru cât timp ești hotărât să urmezi pe Domnul și să păstrezi legământul acesta pe care îl faci astăzi cu cerul? Până la moarte. Domnul să te ajute! Amin. Pe baza mărturisirii tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Amin! Amin.